Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina! Haideți să vedem ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră în funcție de varianta pe care o veți alege în mod intuitiv și anume. Varianta numărul 1, cea cu această bruscuță norocoasă și varianta numărul 2, cea cu aceste pisicuțe norocoase. Dacă nu ați avut timp suficient de gândire, vă rog să puneți pauză pe videoclip, să reveniți după ce ați decis ce variantă ați dori să alegeți. Haideți să începem cu cei care ați ales varianta numărul 1. Să vedem ce dorește persoana dragă să vă transmită. Nimeni nu mă cunoaște mai bine ca tine. Știu că tu ești jumătatea mea. Wow, ce frumos! Iată, consideră că vă completați reciproc și că vă potriviți foarte bine unul cu celălalt. Spune-mi că mă vrei și renunț la tot. Ce frumos! Iată, dacă se află într-o altă relație, dacă dumneavoastră îi comunicați că țineți la această persoană, va renunța la persoana cu care este deja. Să vedem bilețelele iubirii ce părere au despre această situație. Critica reciprocă duce la nefericire în cuplu. Iubiți-vă și acceptați-vă unul pe altul și relația se va transforma ca prin minune. Iată, nu vă mai criticați reciproc, nu mai încercați să vă schimbați unul pe celălalt, pentru că nici nu veți reuși și vă veți face și foarte mult rău în felul acesta. Dar să vedem mai departe. Separare. În curând veți petrece mai mult timp departe de partener. Se pare că deja faceți acest lucru. Sunteți separați de această persoană dragă, sunteți la distanță de dânsa, dar dânsa speră într-o împăcare cu dumneavoastră. Și pentru cei singuri sau separați în acest moment, o întâlnire neașteptată va aduce culoare în viața ta. Poate o întâlnire întâmplătoare cu această persoană dragă vă va face să stați iar de vorbă, să vă dați seama de faptul că mai aveți încă sentimente pentru aceasta sau nu, asta dumneavoastră știți, sau poate pur și simplu veți întâlni pe o persoană nouă, o persoană de care poate vă veți îndrăgosti în curând. Dar haideți să vedem acum, pentru cei care ați ales varianta cu numărul 2, ce mesaje avem pentru dumneavoastră de la persoana dragă. Intenționez să te contactez. Wow! Ce drăguț! Sper că îți pasă de mine. Cred că știm amândoi că este momentul să ne despărțim. Probabil că sunteți deja separați. Oricum, această persoană dragă, nu știu, dintr-un motiv sau altul, crede că nu o mai iubiți, că nu mai aveți sentimente pentru dânsa. Așa că dacă mai aveți sentimente pentru dânsa, ar fi bine să îi spuneți deschis acest lucru, pentru că dacă nu, s-ar putea în curând să se desprindă definitiv de dumneavoastră și să se orienteze către altcineva. Deci, în cazul în care mai aveți sentimente pentru această persoană dragă, ar fi bine să discutați cu dânsa, să îi spuneți ce simțiți pentru dânsa și să vedeți dacă se mai poate face ceva pentru a vă împăca. Să vedem bilețelele iubirii ce părere au despre această situație. Nu luați decizii bazate pe sentimente de vinovăție. Este important să fiți sinceri în primul rând cu dumneavoastră și apoi cu ceilalți. Da, în primul rând fiți sinceri și gândiți-vă dacă această persoană chiar vă face fericit, fericită sau nu. Și apoi luați o decizie în consecință. Încercați să vă cunoașteți mai bine unul pe altul. Acest lucru va întări relația dintre voi. Da, poate că nu v-ați acordat suficientă atenție unul altuia, nu v-ați cunoscut suficient de bine unul pe altul și atunci s-a ajuns la separare. Să vedem un mesaj pentru cei separați sau singuri în acest moment. Nu mai sta degeaba, acționează, creează-ți viitorul la care visezi. Ce frumos, da! Deci exact cum vă spuneam, dacă aveți sentimente pentru această persoană, ar fi bine să îi spuneți cât mai repede, pentru că altfel s-ar putea să o pierdeți definitiv. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă aștept cu mult drag pe viitor, vă doresc o zi minunată în continuare și la revedere!